am lăsat aproximativ 2 cm jumătate, 3. Am tăiat de aici și uscătura din această zonă nu se va duce în niciun caz în tulpina principală. Vă salut, sunt Cristian Egoiță, iar în acest clip vreau să vă arăt cum arată roșiile de la mine din grădină la data de 1 iulie 2021. În ciuda faptului că suntem la mijlocul verii, vă spun sincer că sunt un pic îngrijorat de cum arată plantuțele mele, pentru că au fost atât de multe ploi în ultima perioadă. Chiar și azi noaptea a plouat torențial, furtună, în 3 reprize, ieri la fel, alaltăieri la fel. Deci în ultima perioadă, în ultimele 3 săptămâni, a plouat continuu și se vede acest, sau se resimte acest lucru, pentru că unele dintre plante au început să aibă probleme. Aici este o carență de calciu și din cauza, sau cel puțin eu bănuiesc, este o carență de calciu, deși există, cum să zic eu, posibilitatea să fie această problemă și din cauza temperaturilor foarte crescute și umidității foarte, foarte mari. De asemenea, am observat că unele plante în vârf au, aici în zona asta, au început să apară niște pete pe frunze. Nu-mi dau seama încă, pentru că este un pic cam de vreme să-mi dau seama dacă este vorba de pătarea cafenie sau despre mana tomatelor. Uitați aici vârfurile cum s-au făcut la această plantă. Un lucru este cert, nu sunt așa cum ar fi trebuit să fie pentru această perioadă, și în ciuda faptului că le-am făcut două tratamente cu zeamă bordeleză, am avut ghinionul ca după primul tratament cu zeamă bordeleză, la câteva ore după ce am stropit, a fost o ploaie torențială și a spălat absolut tot, și a doua oară la fel. Deși la meteo au anunțat în acea zi că nu va ploua deloc, după nici două ore după ce am stropit, la fel, a început să plouă foarte, foarte puternic și s-a curățat totul de pe frunze, de nu a mai rămas pic de albăstreală de la sulfatul de cupru. În schimb, din cauza acestor ploi foarte, foarte dese, deși eu am mulcit toată zona aceasta unde am roșiile, s-au dezvoltat foarte mult buruienile, mai ales în anumite perimetre. Aici nu am avut probleme, sau nu am deocamdată mari probleme, dar aici m-a năpădit buruiana. Asta a fost și ideea de la bun început, să mulcesc solul astfel încât să nu am probleme cu buruiana, doar că uitați-vă cum a crescut chiar și prin stratul foarte, foarte gros de iarbă, pentru că de la ploile acestea foarte dese, iarba cu care am mulcit eu s-a topit destul de repede, deși ea, mod normal, trebuia să se topească până undeva toamna târziu, și a făcut loc buruienilor. O altă problemă pe care am avut-o în ultima perioadă, în ultimele zile, pentru faptul că nu am avut timp să mă ocup de ele, a fost faptul că au crescut destul de mult în ultimele zile, de când a început să fie temperatura mai mare pe timp de noapte. Și cum eu le aveam legate doar în partea de jos, pentru că erau micuțe la momentul în care le-am legat eu,
au crescut brusc și au căzut pe o parte. Asta este când nu te ocupi exclusiv cu așa ceva, cu legumicultura, îți asumi astfel de riscuri și planta asta a căzut pur și simplu pe o parte, vârful s-a avut tendința să se ridice în sus, iar acum sunt destul de multe plante care sunt strâmbe, sunt așa cum nu trebuie. Din proprie experiență am observat că trebuie să le acorzi o foarte, foarte mare atenție, pentru că și câteva zile dacă nu stai după ele, se întâmplă lucruri neplăcute. Ca acesta când pică planta, sau ca aceea de acolo, când pică planta pentru că nu este legată și atunci se ondulează destul de mult. Și aceasta la fel, este foarte, foarte mare, are peste un metru înălțime, a fost picată la sol din zona aceasta, pentru că avea ultima legătură, o avea aici undeva la vreo 30 ceva, 40 de centimetri de sol și toată partea asta, tot vârful a picat pe o parte și a trebuit să-l trag și este o situație neplăcută pentru că trebuie avut foarte mare grijă în momentul în care se lasă planta pe o parte, pentru că fiind destul de groasă tulpina, se va rupe. Am rupt o plantă undeva în zona aceasta, încercând să o îndrept și am zis că mai bine le las pe toate așa, cu timpul se vor ridica și se vor îndrepta și le voi lega mai des. În schimb, am apucat zilele acestea, într-o seară, tot pe fugă și cu maxime emoții, să fac defolierea. A crescut foarte, foarte mult tot ce înseamnă masa verde a plantelor și m-am trezit în situația neplăcută că sunt foarte multe frunze în partea de jos și cu ocazia asta vreau să vă arăt și cum am făcut defolierea, pentru că mulți dintre voi cei care urmăriți clipurile mele probabil nu știți cum se fac anumite operațiuni, cum nici eu nu știam la început. Practic, ce înseamnă defoliere? Defolierea tomatelor înseamnă înlăturarea frunzelor din partea inferioară a plantelor pentru o mai bună aerisire, asta în primul rând, și în al doilea rând pentru a concentra planta, energia în inflorescențe și în fructe, nu să mențină energie pentru, sau să concentreze energie pentru frunzele din această parte. Un specialist la un moment dat în legumicultură, acum foarte mulți ani, spunea, deși am văzut că foarte mulți au preluat această vorbă a lui, spunea așa o întrebare retorică: creștem frunze sau creștem legume? Așa, deci cum am făcut defolierea? Am tăiat tot ce înseamnă frunze care erau aici la baza plantei, le-am tăiat, dar am avut grijă să las aici de la tulpină, să las undeva la un centimetru jumătate, 2, astfel încât uscătura să nu se ducă în tulpina principală. Vedeți, aici am lăsat chiar mai mult, am lăsat aproximativ 2 centimetri jumătate, 3, am tăiat de aici și uscătura din această zonă nu se va duce în niciun caz în tulpina principală.
Cam atât pentru astăzi. Sper că vă plac roșiile noastre. Sperăm să fie bine și să treacă cu bine peste perioada asta cu foarte multe ploi. Următorul clip voi dori să-l fac când voi face un tratament, voi face o stropire cu zeamă bordeleză, să vă arăt și cum fac efectiv eu stropirea la roșii. Însă până data viitoare vă salut și vă transmit toate cele bune!